Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Este mă, gata fraților, s-au terminat toate problemele noastre Ne prezintă domnul Claus Iohannis proiectul ăla România educată A da comunicat administrația prezidențială, da Lucrează, lucrează de ceva vreme la el, experții, consilierii, toți E o forfotă de nedescris la cotroceni Ci că e gata cu în iunie iunie, octombrie, cum e la român, dar na, anul ăsta, anul viitor, cel târziu, în 2020, nu glumesc, în iunie, ci că e gata. Multe dintre temele expuse de mine astăzi s-au regăsit și în dezbaterile organizate în cadrul proiectului România Educată, care include un grup de lucru dedicat învățământului superior. Tolo, tăticule! Hai mai repede, tăticule! Ce faci de doi ani la chestia aia? Hai mai repede că ies copiii la pensie! Oricum e treabă grea, domne, cu șapte grupuri de lucru, da. E de asta interdisciplinar, intercontinental, intercity, e... Ce este exact România educată? Domne, ne-am gândit și noi azi în redacție, dar să știți că n-am putut să dăm un răspuns. Dar vorba aia, ce ar putea fi atât de rău? Că doar nu o fi vreo reformă. Domne, educația trebuie ferită de reforme în țara asta. Aici e buba la educație. Prea multă reformă. A, mamă, mamă! Domn președinte, geană la mine. Frate, altă idee, genială azi, nu știu ce e cu mine. I-am dat-o și lunea Livache mai devreme, îți dau și matale o idee senzațională. Fii atent. Cred că dacă ar fi copiii lăsați să învețe singuri, domne, prin parcuri, prin cartiere, pe drumuri, educația ar merge mult mai bine. Copii mai danezi, educație mai daneză. Păi, de mine, mega idee. Da, mă, să-i vezi așa, înhăitați câte trei, patru cete de elevi și învață. Nici nu ne mai costă atât de mult educația, dăm toți banii pe rachete, domn' președinte, băi, da? În aceste zile voi definitiva o listă a unui Consiliu Consultativ care să se ocupe de cele mai importante probleme ale educației românești, inclusiv o lege a educației, o nouă lege a educației. Ah, stați mă, stați mă că face și popa o reformă Să vezi carnagiu când s-or întâlnit programele astea Să vezi masacru Băi, protejați copiii, da? S-au pus iar cu reformele pe noi, mă S-au pus cu programele Ce? Mai mișcanițele educația și nu știați cum să faceți să-i dați iar la cap Să o lăsați fără suflare, hă? Cafeaua nației Pe starea stareanației.ro și aplicația Starea Nației